Discutăm despre acest subiect cu invitatele noastre de astăzi, Ioana Tănase, doctor psiholog, și Daniela Rădac, avocat. Bună ziua și bine ați revenit! Bine v-am regăsit! E o plăcere să vă reîntâlnesc din nou. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Iar în legătură directă cu noi prin Facebook este Ion. Bună ziua, Ion! Bună ziua! Domnul Ion, bună ziua! De unde ne sunați? Unde locuiți? În comuna mea, Viteazul, sat Cornești, județul Cluj. Câți ani aveți? 60. Și spuneți-ne, care e povestea dumneavoastră? În primul rând știm că aveți o poveste de dragoste eșuată, pentru că aveți un copil de 7 ani cu o femeie mai tânără. Câți ani are mama fetiței? Acum are vreo 30. Acum are 30? Avea 22. Da, când v-ați cunoscut dumneavoastră cu ea, câți ani avea? Când am cunoscut, avea 19 și la 22 de ani a fugit cu altul. La 22 a fugit cu altul? Păi și copilul cu dumneavoastră când l-a mai făcut? La ce vârstă? La 20 de ani. Cop 21. Deci diferența de vârstă între dumneavoastră și ea este de 30 de ani? Da. Mă înțeles. Și aveți o fetiță, nu? Câți ani are? Pe 28 iunie împlinit 7 ani. Să vă trăiască. Ce s-a întâmplat cu mama fetiței? O cunoscut pe cineva pe Facebook, s-o fugit. Fugit la ăla. Păi și dumneavoastră n-ați apucat să vorbiți cu ea legat de copil, să vă înțelegeți? Da, am vorbit. Pur și simplu v-a lăsat copilul în gospodărie și a plecat. Da, păi eu am cunoscut pe altcineva, îl iubesc pe ăla, vreau să mă duc la el. O să vin, o să te vizitez, o să trimit la bată bani. Da, nu a fost așa. Nici nu mai vreau să dai niciun semn de când a plecat. Nici măcar să-mi dea o procură ca să pot să-mi fac alocație de aia dublă și acum am trebuit pentru bursă din acest ca să iau niște bani pentru fetiță. Nu o să-mi dea o procură. De vreo 7 ori tortă m-a făcut să-i trimită câte 2-3 milioane, că face procură, când mi-o trimite. Da, nu mi-o trimis niciodată. Dar dumneavoastră ați recunoscut acest copil, da? Sunteți tatăl în acte. Da, sigur. Fetița e pe numele meu, sigur că da. Numai că nu sunteți căsătorit legal cu această domniță. Nu, am fost în concubinaj. Da, cred că vă este foarte greu, nu știu, să o duceți la spital sau să o duceți la școală, să o înscrieți. Aveți nevoie de această procură, așa cum a spus. Sunt legat de fetiță, nu pot să mă duc nici dimineața, la 8 trebuie să mă duc cu ea la microbus, să o trimit la școală, după masa la ora 1 trebuie să o aștept. Dar singur o creșteți, adică nu aveți, eu știu, vreo rudă, vreo mătușă, vreo soră, o femeie, cum ar veni, care să o crească? Doar singur. Dar unde locuiți? Că eu îmi văd în spatele dumneavoastră, pare o casă din aceasta tradițională, din lut. Nu e din lut, că e din cărămidă. Ioi, mă scuzați, doamne ferele, n-am vrut să vă... Am văzut acolo, mi-a plăcut păritarul, sus, cum se vede grinda. Părea lichidă, așa cum iertați. E din cărămidă, dar n-am avut posibilitatea să o tincuiez sau să o plachez și o rămas așa. Nu, că e foarte frumoasă. Mie îmi place, e autentic, are păritarul ăla frumos, sesut, pe de ce, cu icoana, e foarte frumos. Dar în ce localitate ați spus? În Mihai Viteazu? În comuna Mihai Viteazu, satul Cornești. Județul Cluj, da? Da. Bun. Deci, pe lângă faptul că aveți deja un necaz mare, cu faptul că va părăsi nevasta cu 30 de ani mai tânără și acum, dumneavoastră ca dumneavoastră, dar această fetiță de 7 ani nu are nicio vină și trăiește o traumă de atâta vreme fără mamă și iată să trăiască doar cu dumneavoastră, mai aveți un necaz că nici acum n-aveți liniște, nici să vă creșteți fetița singur. Ce s-a întâmplat? Eu normal nu am, că eu sunt respectat de toată lumea aici în localitate, n-am greșit niciodată nici măcar la un copil. Dar cu familia asta, nu știu, ei fac o ură de rasă din asta, că ei sunt maghiari și nu suportă pe nimeni, numai pe maghiari. Când a început domnul Ion calvarul cu acești vecini? Vezi, calvarul a început de vreo cam 4-5 ani, nu mai țin eu minte exact că când a început, că a avut o divergență, fiică mea mai mare, cu fata vecinului ăsta. S-au bătut între ele, de atunci tot râcă, tot scandal.
Fica mai mare care locuia cu dumneavoastră atunci. Nu locuia cu mine, că era căsătorită și are casa lângă mine, dincolo de mine. Și fica a fost cea care, practic, a dat foc acestei relații între dumneavoastră și vecin. Nu din vina ei, spuneți dumneavoastră, ci din cauza vecinilor. Da. Și ce vi s-a întâmplat dumneavoastră după aceea? Vecinii ăștia nu au treabă numai cu mine, că au cu tot satul. Toată lumea se plânge de ei. Nu numai eu. Dar ce mă deranjează pe mine, de vreo 2 ani și ceva, s-a pus o cameră video sus pe casă, îndreptată în curte la mine. Dar cu ce scop? Cu ce scop, domnule Ion? Atât ai duce capul, doamna Mirela, eu nu pot să înțeleg. Eu nu le-am zis niciodată nimica. Ne-am întors capul, m-am făcut că nu aud. Nu-i destul că mă filmează cu camera, oricine vine la mine, orice fac, ies afară din casă, vin cu telefoanele până la gar și mă filmează în curte și mă înjură și mă face țigan și cioroi și tot felul. Niciodată nu le-am zis nimica. Acum vreo 2-3 săptămâni se juca fetița afară pe pintă cu 2 nepoți mai micuți, unul de 3 și unul de 4 ani. Se jucau pe hintă și aia o vin cu telefonul la gar și blăstăm, că nu pot să vă exprim să audă lumea expresiile vulgare. Am auzit din casă, am ieșit afară, am luat copiii de mână, zic, hai dați în casă. Și ea înjura de acord și blăstăm așa. Am zis, lasă că o să ne vedem la tribunal, să văd până când mă tot filmați și mă înjurați și mă maltratați la mine în curte. Ca după câteva zile eu trebuie să mă duc până la primărie pentru să fac actele pentru bursă la fetiță. Șeful de post era cu la pară în față. Zice către mine, bine să vii până la mine că am o discuție cu tine. Mă zic, dacă tot vreți, acum dacă sunt aici, haideți că vedeți că mă deplasez foarte rău, că sunt bolnav de picioare, mă deplasez foarte rău și am mai multe și eu cu astmă, cu viroză respiratorie, de-abia mă mișc cum pot. Nu, zice, vineri să-mi de vorbă. Da, zic, bine. Da, vineri au trebuit să mă duc și la forțele de muncă pentru ajutorul social. M-am dus de dimineață și zic, domnul șef, zic să faceți cumva, să terminați cu mine repede, că trebuie să mă duc de aici la Turda, la forțele de muncă pentru ajutorul social. Așteaptă rândul că imediat. După câteva minute, mă văd că vine familia asta de vecini cu mașina și opresc acolo în față. N-a zis, hai de drumul înăuntru. M-am dus înăuntru, zice, către mie mai era un băiat acolo afară, zice, lasă telefonul la Aurelio, zice, la băiatul ăla. Zice, cum să-mi las eu telefonul la cineva? Dacă am o problemă, ceva, sau mă spune, cum să-mi las eu telefonul? Da, atunci intră înăuntru și pune-l pe masă dincolo cameră la colegi. Am intrat înăuntru, am luat telefonul, l-am scos din buzunar, l-am pus pe masă la colegii dânsului acolo. În fine, intru înăuntru, după care vine fica vecinului ăsta, că fica sa ea era cu filmările, ea tot filmează și blastă-mă și înjură. Și ia cu telefonul în mână, dar zic, nu vă supărați, zic, eu n-am voie cu telefonul, dar zic, dânsa, are voie. Și acasă să mă filmeze și aici. S-au pucat să strige la mine șeful de post, credeți-mă că am crezut că intru în pământ și urla la mine, de ferească Dumnezeu. Nu, dar eu nu înțeleg, domnule Ion, ce conflict aveți, că de undeva a pornit? De la o bucată de pământ, de la gard, de la grănițuire, de că la... gardul muta mai încolo, că întotdeauna se întâmplă între vecini. N-are cum să nu să fie de la nimic. Nu există să fie doamna de la Mirela, nimic. Mirela, de față cu poliția l-am întrebat pe vecinul odată, nu cu domnul care m-a amendat acum, cu altul. Domnule, vecine dragă, spune dacă ți-am greșit eu vreodată cu ceva. Dumneata mereu mă juri, o ieșit într-o dimineață, mă duceam la lucru, cu parul să-mi dea în cap în drum. Era în cântuneric afară dimineața la ora la 5. Cum se lasă pe tine în pace când familia ta s-o lua de familia mea? Dar păi zic eu cu ce ți-am greșit? De față cu poliția au zis așa. Dar nu înțeleg, dumneavoastră cu această familie, de la ce ați pornit din moment ce și copiii sunt înjurați și, mă rog, alungați de acolo și dumneavoastră doamna filmat Mirela peste tot? Adică nu înțeleg care e miza, cine ce are de câștigat dacă vă filmează doamna pe Mirela dumneavoastră.
poate să confirme orice om de aici, din localitate, dacă au auzit vreodată să am eu treabă cu cineva sau să-i zic ceva, eu, Dumnezeu, nimic, acolo, niciodată nu i-am zis nimic. Întotdeauna mi-am întors capul. Singura vorbă care am zis atunci, când o jura copiii la hintă, și am zis că-i dau o judecată. Asta a fost tot de altceva, până acum nu i-am zis niciodată nimic. Pe chestia asta, domnul șef de post, care, nu știu, lumea zice că sunt rude, ori că sunt prieteni, nu știu, că mereu e la ei acasă, vine, pleacă la ei, stă oare, trebuie să duce, nu știu, nu mă interesează. Dar cine e familia asta? Adică are vreun rang, vreo înstărită, are vreo funcție pe acolo prin comunitate? Aici eu nu știu să aibă, nu, nici abar nu am. Știu că doamna asta care mă filmează a fost lucrată la spital, dar au amenințat și au făcut că omoară țiganii, că le bagă nu știu ce în injecție. Da, dumneavoastră sunteți, iertați-mă că vă întreb, că nu înțeleg, sunteți de etnie și ei vă jicnesc și vă discriminează pe această... Eu nu știu ce au ei, abar n-am, așa am zis ei, treaba lor, eu nu știu, nu le-am zis nici că e albă, nici că e neagră, niciodată. Da, corect, dar eu vă întreb de la ce s-au luat ei, adică ce ar avea ei cu dumneavoastră? Păi, atunci, singurul lucru că ați fi de etnie și de asta vă fac continuu și vă umilesc așa și vă discriminează sau ce anume au? De când au început conflictul cu fiica mea, ei au cu toată familia și nu numai cu mine, că și cu vecinii așa fac. Nu înțelege întrebarea. Nu înțelege, da. Dar nu știu cum să-l întreb. Bun, dar nici nu contează.